Fabrizio are o afacere de familie, 3 magazine alimentare în apropiere de Udine. Facturile la curent pe ultimele 2 luni sunt de aproape 11.000 de euro pentru un singur magazin. În total, pentru toată vara, are de plătit peste 22.000 de euro. Una cosa insostenibile per noi, perché siamo una piccola realtà, lavoriamo, abbiamo 2 dipendenti, siamo io e mia moglie che ci facciamo un mazzo così ogni giorno. Io ho il mio lavoro anche personale, perché quindi lavoro anche... E con tutto questo non riusciamo veramente a ripagare. Mi sto tirando giù tutti i dati, avendo chiuso tutti i frighi, vediamo un po' cosa ci resta. Di quello che ci resta saremo costretti anche a non prendere più la roba. Gabriele este gelatier și împreună cu soția și fica se întrețin din afacerea familiei. Acum s-a trezit cu facturi de 5 ori mai mari decât vara trecută. Pentru aceeași perioadă și același consum, are de plătit aproape 7.000 de euro față de 1.400 cât a fost anul trecut. Dovrò diminuire le ore di lavoro e nel mio caso specifico dovrò non aprire al mattino ma aprirò solo il pomeriggio fino a una certa ora alla sera. Le mie vacanze invernali e chiudo il mese di dicembre. Quest'anno valuterò se chiudere anche 2 mesi. Reprezentanții comercianților spun că facturile sunt cauzate de prețurile energiei de pe piața liberă, iar cele mai afectate sectoare sunt cel al panificației și cel hotelier. Alcuni hotel, anche della nostra regione, lo hanno già deciso di chiudere l'hotel nei momenti in cui non è proprio necessario, ad esempio a Natale o nell'alta stagione. Nella bassa stagione saranno completamente chiusi perché il numero di clienti non è sufficiente a giustificare l'apertura dell'hotel e a riscaldare tutto l'hotel. Questi commercianti hanno deciso di afficheze facturile in vitrina, atât in semn de protest, cât și pentru a se justifica în fața clienților atunci când au majorat prețurile. Totodată ei cer ajutor de la stat urgent și spun că vor să se rămână la ora de vară și asta pentru a fi mai puțin întuneric și a economisi astfel energie. Înaintea alegerilor parlamentare din 25 septembrie, fiecare partid promite că va veni în ajutorul comercianților. Fratelli d'Italia, preferat în sondaje, asigură plafonarea prețului la gaz și energie și exploatarea zăcămintelor de gaz naționale. Lega Nord, un alt partid de dreapta, crede că soluția este energia nucleară, în timp ce formațiunea politică a actualului ministru de externe, Luigi Di Maio, promite italienilor că statul va suporta 80% din facturile comercianților până la finalul anului.